O poezie pentru voi, dragii mei, se intitulează În jurul unui divorț, de George Topărceanu. Mișu Ștef Popescu vrea să divorțeze. Lung prilej de vorbe și de ipoteze, unii spun că Mișu singur e de vină, că la ei în casă n-a fost zis senină, că nu poate nimeni să-i mai intre în voie și a avut norocul de a găsi pe Zoe, care rabdă toate de când a luat. Că desigur, alta nu l-ar fi răbdat nici măcar o lună, însă biata fată este bunătatea personificată, că înainte Zoe, până nu luase, a respins partide mult mai serioase. George Atanasiu, când era flăcău, golman de la credit, Guță Pop în dău, a îngrosit de vinuri, o partidă rară și cu care Mișu nici nu se compară. Toți cu situații și destul de bine, refuzează Zoe ca să ia pe cine? Că săraca Zoe, când l-a cunoscut, era fără slujbă și dator vândut, că de atunci încoace ea zadarnic speră. Că el n-are în casă nicio manieră. Nu respectă seara orele de masă. Rare ori cu leafa nimerește acasă. Frecventează cele mai de jos localuri și se ține noaptea numai de scandaluri. Dar mai e un lucru mai fenomenal. Mișu Ștef Popescu este imoral. Parcă ea nu știe că de-acum un an dumnealui se ține cu Madame Vârlan. O caricatură, un chibrit, o aia cu piciorul mare și cu părcă claia, o mahalajoică, afectată, rea, că se miră lumea. Ce-a găsit la ea? Alții spun că totuși nu-i de vină el, că din contră, Mișu, e un sos model, însă ea, Popesca, este o ingrată care ar fi stat și acum tot nemăritată dacă, din păcate, nu s-ar fi găsit un neghiop ca Mișu, un brobodit, că a luat-o tocmai de pe la Bazlon, unde se dusese la un bărda lui, care avea la deși casă cu chirie, că vorbeau adesea la bucătărie, mai cu seamă ziua când trecea la masă, că Duduca Zoie scutura prin casă. Și nu zice nimeni că era bigotă, însă franțozească nu știa o iotă. Că găsind odată niște cărți franceze, a rugat pe Mișu să o inițieze. Promita fetița, tot așa mereu, azi o sărutare, mâine mai știu eu, bac cu franțuzească, bac cu scuturatul, până când la urmă a încurcat băiatul. Toate astea însă la un loc de notă, că a luat-o goală fără nicio dotă. Trei perechi de case, știe Dumnezeu, trei perechi de moftă, nu zic numai eu. Întrebați pe Lambru, pe Madame Palade, o persoană în vârstă foarte cum se cade, și pe toți aceia care o cunoștea, că a luat-o numai cu ce a fost pe ea. El putea, desigur, altfel să se însoare. Dar în loc să-i fie recunoscătoare, să-l respecte în casă și să-l menajeze, dumneai, din contra, ține să dicteze. Mișu n-are voie să facă un pas. Toată lumea vede că l-a dus de nas. Însă ea, firește, de la început, fără nicio jenă, a făcut ce-a vrut. Seara, când o cauți, umblă la cocoane. Noaptea se ocupă numai cu romane. Iar bucătărea sa, că a schimbat femeia, are tot pe mână, până când și cheia de la magazie și de la dulap, care va să zică, și-a făcut de cap. Ei, alții spun că Zoe la Madame Lipan a întâlnit pe unul Iorgu Damian, fluturi de saloane, mare puș la mac. Între ei, desigur, exista ceva, fiindcă într-o clipă de sinceritate a scăpat o vorbă la Madame Stamate. Vai, mașer, ce nobil și distins băiet! Iar Madame Stamate n-a ținut secret. Și destul să afle câteva persoane. Tot aici se vede una din cucoane, i-a făcut pe semne lui o anonimă, unde îi scălise doar atât cu stimă. Și scria acolo, îți spun din auzite, că Madame Popescu prea se compromite. Dar a citit-o nefiind francate și a trecut și asta în sfârșit odată, trebuind să plece Mișu la Vaslui pentru niște case, un amic de-a lui, unul de la bancă la Ponicu Sila, să ia trenul numai până la Chitila și să stea acolo tocmai timpul strict ca să-i poată prinde în flagrant delict. Gădănin Popescu, intrând prin grădina și văzând în casă că era lumină, bătu încet în ușa din salon. Cineva din casă a strigat, pardon? Zoe sta de vorbă, nici nu s-a aștepta că era de vreme 10 și ceva și crezând că-i mâța sau vreun alt ecou, când văzu că-i Mișu, a rămas tablou. El părut odată foarte încântat. Mă scuzați? Le zise. Că v-am deranjat. Și punând paltonul peste geamantan, s-apropie cu încetul către Damian care sta să plece. Zise, bună seara,
Damian atunci se făcu caceara. Nu mai stați o clipă, poate că vi-e somn, vă grăbiți prea tare, mult stimate domn. Și zicând acestea, cu o voce calmă, vrut să-l ia de gură și să tragă o palmă. Ne, domnule Popescu, nene, stai un pic pe parola noastră, că n-a fost nimic. Damian săracu nu știa ce zice. Dar găsind la urma urmei un moment propice, când văzu că treaba tot mai rău se încurcă, a fugit. Iar soții se certară furcă. I-a luat cu bine, nu scotea din dragă, socotind că astfel va putea să o dragă. Dar la urma urmei, ca să-l dee gata, a început să facă ea pe supărata. Că odinioară l-a iubit un pic, dar nu-l cunoscuse chiar așa mojic și întorcând o clipă capul îndărăt, i-a strigat din ușă. Tai prost, editat! Ei, toate astea însă n-au niciun temei, că nu știe nimeni ce a fost între ei. Toată lumea vine, a putut să-i vadă braț la braț, alături, cum mergeau pe stradă. Ei, și știți, aseară, după ce a stat ploaia, ce a aflat tânțica de la Procopoaia când s-a dus să-i ceară un model de șorți? Că madame Popescu nu mai dă divorț.